Tenor și este scrisă de Ana Alfiane. Am ales-o doar ce este cartea mea preferată dintre cele citite. Îmi place atât de mult, deoarece personajele și întâmplările sunt foarte originale. Personajul meu preferat este Val, pentru că e cel mai curajos dintre toate. În ciuda dificultăților prin care acesta a trecut, nu s-a lăsat împins, fiind decis că îl va aduce înapoi pe bunicul său din cetatea sufletelor. El a trecut prin multe aventuri, întâlnind ființele spectaculoase ale lumii sale fictive. Însă, nu a fost singur. A avut un mic ajutor, acesta fiind Țestoasa Malila. Țestoasa Malila are uimitoarele abilități de a zbura, a coase și a face versuri pe loc, lucru ce i-au ajutat pe personaje să depășească obstacolele întâlnite în cale. Malila este foarte înțeleaptă și le-a sfătuit pe Val sfaturi foarte bune. Alt personaj foarte important, care mie personal mi-a plăcut foarte mult, este caracatița Ela. Ea are mai mult de 700 de ani și trăiește pe fundul oceanului. Viețuitoarele mării, când aveau suferințe, veneau la ea, se așezau pe miile de ventuze, Ela le spunea poveste, iar la sfârșitul acesteia, viețuitoarele se vindecau ca prin minune.